Bună dimineața, astăzi este a doua zi. Nu mă simt bine, adică nu mă doare, dar simt o presiune. Mă mănâncă foarte tare nasul. N-am putut să dorm deloc, nu pot să mănânc, nu pot deschide gura. Ori sunt eu foarte fricoasă, nu-mi dau seama. Din ce am înțeles, astăzi e cea mai grea zi, sper din suflet ca mâine să nu mai fiu așa, pentru că deja nu mai rezist. Nu pot să fac nimic, stau doar în pat, nici nu pot să dorm, mă deranjează, n-am stare. Fata doarme, nu pot să mă ocup de ea. Nu pot să mănânc, repet. Dar sperăm să fie totul bine. Bună, astăzi e a treia zi. Am ieșit un pic afară cu fata, cu soacra mea și cu câinele. Sunt mai bine decât ieri, încă nu pot să vorbesc foarte bine, mă deranjează buzele, gen, mă deranjează cusătura asta dacă îmi depărtez mult buzele. Mi se usucă buzele foarte tare, de respirat pot să respir ok, adică am momente și momente, momente când mi se înfundă nasul și momente când nu. De dimineață m-am trezit sincer puțin amețită, pentru că ieri n-am prea putut să mănânc. Și de dimineață m-am forțat să mănânc, mi-am luat medicamentele, probabil sunt și foarte puternice, eu cum nu am mâncat, nu m-am simțit atât de bine, dar ușor, ușor sper să fie din ce în ce mai bine. Sau pot să-mi revin și eu, să-mi reiau activitățile, bine, cred că mai durează până atunci. Și ce să zic, o să vă țin la curent cu tot. Bună, ieri nu m-am filmat pentru că m-am simțit la fel ca ziua trecută. Puțin rău, gen nu amețită, am mâncat, dar nu cum mănânc de obicei. Sunt bine, acum chiar sunt bine, este miercuri, mai am mâine și poi mâine sunt la clinică, să-mi scot tuburile, de-abia aștept să respir cum trebuie, să scap de bandajul ăsta. Nu este durere, repet. Mai mult m-am panicat eu, disconfort, nu prea pot să vorbesc foarte bine cu buza de sus pentru că are legătură cu tăietura și simt că mă deranjează, ori în capul meu, nu sunt sigură. Dar durere, repet, nu e, este un disconfort destul de mare, pot să zic, nu prea pot să mănânc, am slăbit câteva kilograme bune, după ce scap de nas trebuie să-mi reiau din nou mesele ca să mai pun câteva kilograme pe mine pentru că am slăbit. Bine, slăbesc eu de fel foarte mult. Și mă simt bine. La fel, mi-e incomod să respir prin tuburi. Mă curăț cu apă de mare, am avut antibiotic. O să vă fac și un video cu ce antibiotic am avut. Ca să vedeți despre ce e vorba imediat. Ca asta am uitat să fac din primele zile și mai am foarte puțin și o să scap. Ce faci, cânti? Da. Suntem în a opta zi și sunt în drum spre doctor să-mi scot tuburile, bandajul și ațele. Mi-e frică de asta când. Adică am emoții așa, că știu că o să mă Cum doară ia un pic. paranoia? Da, mai apare paranoia, s-ar zice. Și o să revin după să-mi vedeți rezultatul, care, mă rog, nu e rezultatul final, știți și voi, dar un fel de rezultat acolo e. O diferență, să Mult zicem. a fost, puțin a rămas. Am scăpat! Vreau să vă zic că din nou m-am agitat foarte mult, crezând că o să mă doară. M-am uitat la fel și fel de videoclipuri, că ai senzații de vomă, că așa mai departe. Credeți-mă că nu am simțit absolut nimic. Adică nici măcar nu am realizat că mi-a scos tuburile la ațele, le-am simțit o mică pișcătură. Am trecut cu bine, respir, nu știu, e ceva, un sentiment incredibil, n-am simțit în viața mea că pot respira în halul ăsta, deși nu aveam probleme mari, după cum știți. Cam acesta este nasucul meu, încă e inflamat, dar arată foarte bine, adică foarte diferit față de ce aveam eu. Ideea e că Erai Nadia la Bârnă. mai trebuie să țin plasturii ăștia, am decis eu să mă mai impun pentru încă 2 zile ca să nu mi se umfle nasul și o să vă mai arăt. Deci a fost o experiență ca orice chestie pe care vrei să o faci.
ceva plăcut. Nu am avut decât disconfort, nu e durere, cel puțin în cazul meu nu a fost. Și cam atât.